Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o etalare pentru cei născuți în zodia leului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în zodia leului pentru aprilie 2019. După cum vedeți cărțile, am început să le amestec. La un moment dat am văzut mesagerul nopții. Cred că unii dintre voi primiți niște mesaje interesante, importante în timpul nopții sau comunicați cu cineva pe timp de noapte, probabil pe Facebook, pe, eu știu ce aveți, Instagram sau alte căi, poate pur și simplu prin SMS. Vorbiți cu cineva în secret noaptea. Sau, dacă nu, poate prin vise sau eu știu ce alte semne ați putea primi în timp de noapte. De asemenea, în timp ce amestecam cărțile, am văzut soarele, voi, evident, și Marea Preoteasă. Poate unii dintre voi vă conectați la intuiția voastră sau aveți de-a face cu o persoană foarte intuitivă. Am continuat să amestec seria aceasta de cărți și a trebuit să deschid înregistrarea să vă arăt și vouă ce a apărut la un moment dat. Cred că unii dintre voi încercați să depășiți o relație karmică, o relație cu cineva de care v-ați simțit foarte apropiați, dar care v-a trădat. Sunteți în faza în care încercați să scoateți aceste săbii, da? Mai exact, să vă vindecați, pentru că această relație, sigur, și această trădare și, cum să explic, descărcare emoțională, cupele sunt în jos, dar tot ce conține cupa se scurge. Dacă au fost emoții cândva, acum cupele sunt goale, da? Din cauza trădărilor. Și da, evident, sunteți în faza în care unii dintre voi vă simțiți dezechilibrați. Evident, temperanța este cu capul în jos. De asemenea, cupele sunt, da, se răstoarnă. Și totuși, cred că unii dintre voi, la un moment dat, cât de curând, Doamne ajută, veți reuși să depășiți această poveste, să o lăsați în urmă, da? Dacă e relație karmică, ați plătit karma și vă vindecați, Doamne ajută. Continui să amestec încă o dată cărțile. Și apoi să le așezăm pentru aprilie 2019. Soare, lună, Venus, ascendent în Leu, aprilie 2019. Haideți să le și tai în fața voastră, că așa vă place unora, nu cumva să le așez eu după cum îmi vine. În fine. Am tăiat acestea. Să le tăiem și... Ia uite. Am zis că e vorba de o comunicare, da? Sau, poate, un împărat care v-a ținut așa într-o cușcă mentală, da? Persoana care v-a trădat, care v-a produs atâta suferință, vă urmărește într-un fel sau altul. Pe unii dintre voi. Astea sunt amestecate, hai să le tăiem și vedem ce ne oferă. Le tăiem și pe acestea mici. Că vin cu informații interesante. Acum, am zis că așezăm așa cărțile. De data aceasta, în aprilie, avem. Să începem cu aceste cărți. Avem trecutul recent, prezentul, viitorul de scurtă durată. Nu ne aruncăm cu predicții pe perioadă îndelungată, atât nu are rost, pentru că Dumnezeu le poate schimba. Și evident, mintea noastră, dorința noastră, a voastră, blocaje și susțineri. Și Doamne ajută să nu se mai întrerupă înregistrarea, poate, ca să nu mai fie nevoie partea a doua, poate punem și mesaje, cum am spus mai devreme. Poate punem și ceva pentru partener, parteneră. Acum la fel facem și aici. Aveți de luat o decizie importantă, importantă, dragii mei, lei. Iar,
Interesant, v-a apărut judecata invers. Cred că unii dintre voi nu vreți să dați o a doua șansă cuiva, acele persoane care v-a rănit foarte mult. Judecata normal reprezintă o nouă oportunitate, o șansă pe care o dați cuiva, o împăcare. Nu, nu vreți, pentru că aveți ce aveți. Aveți moartea după un diavol, ia uite și lumea. Ați încheiat un ciclu cu cineva, asta e clar, care v-a produs multă suferință. Poate acel împărat, poate un semn de foc sau de alt semn de foc sau un semn de aer, nu contează semnele, e mai puțin important. Important e cum ne manifestăm, da? Cineva foarte. Foarte intens în felul în care a acționat cu voi și foarte dur, rece. Da, dar sigur, vă transformați și nu vreți să dați o a doua șansă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în trecut. Ia uite, moartea. Interesant, da? V-am arătat și mai devreme moartea. Moartea. Da, au fost discuții. Și Universe Creation. Ați fi putut cu această persoană să ajungeți foarte departe, dar cred că persoana aceea este mai degrabă guvernată de ego. Cinci de spade este o luptă între egouri, că au fost certuri, că au fost discuții sau pur și simplu acea bătălie între două minți, care câștigă, care rănește mai mult. Dar ați hotărât să puneți capăt acestor discuții, acestor lupte mentale. Poate unii dintre voi ați avut de-a face cu un scorpion. Am auzit mai puțin scorpionii cu lei, da, evident, se luptă. Dar nu e obligatoriu. În momentul în care renunțați la acest trecut, reînviați, începeți și o să manifestați o nouă viață, un nou eu, care vă poate duce către niște profunzimi nemai întâlnite, către acel punct în care Universul ia naștere. Bine, sună ciudat pentru unii dintre voi, este un punct de o consistență fantastică. Este un punct creativ. Poate vă analizați pe voi într-un mod atât de sincer, încât vă găsiți o forță și o forță de expansiune, da? Cum a fost povestea cu Big Bang, da? Nu neapărat explodați, nu veți. Ba da, puteți să. Ca bobocul care înflorește, da? Bobocul parcă explodează și apoi începe să-și deschidă petalele. Renașteți, asta e clar, renașteți. Și veți reuși să generați un nou univers, un nou univers, o altă realitate după noi principii, după noi vibrații. Că de fapt ce este moarte? Este transformare. Intrați pe un alt tărâm, într-o altă dimensiune în care ce ați lăsat în urmă rămâne. De acum materializați altceva. Învierea voastră, energia din prezent, asul de aer, cavalerul de spade și optul de bât. 9. 8 e aici, da? E clar, comunicați cu cineva, poate cu. Ia uite, iar a apărut. Interesant. Interesant, da? E clar că vreți să comunicați cu cineva, poate cu un semn de apă sau. Sau vreți să călătoriți către cineva, să împărtășiți ceva din emoțiile voastre. Asul de aer e asul de spade. E clar că în acest moment, în prezent, vreți să manifestați, să călătoriți și să vă exprimați adevărul, da? Principiile, valorile. Poate unii dintre voi așteptați un semn de aer să vină în viața voastră, dar, sincer, acum, etalarea e mai mult despre dumneavoastră. Sincer, cred că voi vreți să călătoriți, să vă exprimați aceste noi principii după care vreți să reconstruiți viața, să renașteți. Descoperiți ceva.
În primul rând, descoperiți adevărul. Cine sunteți voi cu adevărat? Și ați trecut prin multe. 9 de băte pentru mine reprezintă energia lui Chiron. Cine are timp să caute pe Google despre Chiron, este un om care a fost rănit și totuși, așa rănit, încă mai are puterea, pasiunea, focul interior să stea drept, să-și pună niște bariere în jur, niște garduri de protecție, pentru că experiența l-a învățat că trebuie să se protejeze de unele atacuri. Cum a fost mai devreme, ați văzut valetul de spade deasupra împăratului. Cineva vă spionează, cineva v-a rănit, ați avut 10 de spade invers. Dar acum aveți un adevăr, aveți un adevăr, asul de spade, aveți un adevăr de apărat. Adevărul vostru, adevăratul vostru eu. Da, știu că sună cam abstract pentru unii, dar eu așa văd cărțile. Și nu doar că vă construiți niște ziduri de protecție, dar după ce în spatele acestor ziduri vă refaceți, reînviați, da? Prindeți viteză și călătoriți către exprimarea sinelui. Acum, viitorul apropiat. Twin Flame. Deci, acestea sunt cărțile mele experimentale. Așa am hotărât să le aleg să vină cu detalii noi în această poveste. Aici este leul, da? Sunteți voi. Voi în viitorul apropiat. Ia uite, e chiar 2, 2, da? 2 aprilie. Interesant. Poate chiar sunt mesaje importante pentru voi astăzi. Vă setați intențiile, că tot se apropie luna nouă, vă setați intențiile pentru viitor. Aveți puterea să vă temperați toate tendințele, să zic, negative. Toți avem tendințe negative, toți avem umbre, da? Dar ați învățat să vi le controlați și să manifestați nu leul, ci ființa superioară. Repet, unii dintre voi, pentru că aveți iar 8 sau semnul infinitului și scorpionul a apărut de câteva ori, poate aveți de-a face cu un scorpion sau aveți planete în scorpion. Oricum, aveți în viitorul apropiat, vă veți recunoaște. Ăsta e adevărul vostru, asul, da? Asul de spade. Acesta este adevărul vostru, că sunteți puternici. Că sunteți puternici și sunteți pregătiți să mergeți către un nou parteneriat. Aici apare 2, 2 de bâte. Dar simt că e vorba de flacăra voastră geamănă, că nu degeaba v-a apărut, da? Sunt două flăcări, da? Două bâte, două flăcări. Probabil unii dintre voi trebuie să vă lăsați un pic flacăra geamănă în spate și să vă concentrați pe creșterea voastră, pe întărirea voastră, unii dintre voi. Alții, aveți puterea să vă pregătiți pentru o călătorie. Acest om se uită la un glob, da? Map Google, da? Caută un loc către care inima îl îndeamnă să călătorească. Unii dintre voi lăsați pe cineva în spate și vă adunați pasiunea, susținerea, resursele ca să începeți o călătorie, un nou viitor. Blocaje. Aer. Da, clar că unii dintre voi ați avut 10 de spade, iar aveți spade. Trebuie să deveniți poate mai, să vă temperați un pic pasiunile și emoțiile și să deveniți mai mentali, mai logici. Pentru că
Ia uite ce aveți ca și blocaje. 7 de cupe. O energie confuză. Poate persoana din trecut v-a creat această confuzie. Da? Poate persoana din trecut v-a creat această 4 de monede în această poziție. Reprezintă o persoană care nu are suficiențe finanțe să-și manifeste ceva, dar are totuși o stabilitate. E frică, în poziția blocajelor, este frică să iasă din niște tipare, 4 de monede. Vă blochează această tendință? Unii dintre voi aveți această tendință să vă întoarceți la trecut, dar nu. Mergeți înainte, renașteți, lăsați confuziile, lăsați tiparele financiare. Poate trebuie, nu aveți suficiențe bani, suficienți, puf, bani să manifestați ceva. Împrumutați-vă. Important este să creșteți, să nu vă lăsați blocați într-o energie. Poate sunteți un pic confuzi, dar cu aerul și cu asul de aer, eu cred că veți depăși această confuzie și veți vedea oportunitățile care sunt în jurul vostru și nu doar, veți alege ce este bun, dar nu într-un mod emoțional, trebuie să alegeți mental, da? Să luați această sabie mental, da? Aer. Ce vă susține? Oh, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Împărăteasa. Lăsați-vă în voia destinului. Renunțați la această iluzie, da? Aceste cristale sunt o iluzie a stabilității, da? Cum am zis și mai devreme, e o iluzie. Lăsați-vă să curgeți și să primiți ajutor. Lăsați în urmă regretele. Concentrați-vă pe aceste două cupe. Un suflet pereche și un suflet foarte frumos este alături de voi, că este mama voastră pentru unii dintre voi. Pentru cineva este o persoană de o abundență deosebită care este gata să vă ajută. Sau dacă nu e de abundență, nu are abundență financiară, are altfel de calități. Este o persoană frumoasă, creativă. Dacă începeți un proiect, aveți șansa să-l duceți foarte departe. E interesant că aveți moartea și împărăteasa. Moartea înseamnă înviere, reînviere. Împărăteasa de multe ori înseamnă o femeie gravidă. O luați de la zero și puteți să concepeți, da? Concepție, gestație, să concepeți un nou proiect, o nouă relație cu cineva. Poate cu cineva foarte frumos, semn venusian, sau pur și simplu o persoană foarte generoasă. Este exact aici, persoana care trebuie să stea alături de voi. Poate că undeva prin martie ați început să ați întâlnit-o sau reîntâlnit-o, da? Poate este acest twin flame, această flacără geamănă. Oricum, lăsați-vă oarecum, după ce luați hotărârea de a vă manifesta adevărul, lăsați în urmă sacrificiile pe care le-ați făcut cu cine nu a meritat. Întoarceți-vă către abundență, către spor, către frumusețe, către creativitate. Așa simt cărțile acum. Interesant. Foarte interesant. Deci aveți 2 de băte, da? Aici aveți 8 de băte. Iar comunicare la distanță cu cineva, o comunicare într-un mod poate emoțional imatur, poate sunteți timizi, poate ei sunt timizi. Ideea este că există potențial emoțional în această comunicare. Și măcar unul dintre voi ar vrea să se întâlnească foarte repede cu celălalt. Dar
Și vreau să vedeți, aveți 2 de bâte mai devreme, dar în viitorul apropiat aveți și 3, aveți și 4. Deci dacă vă setați intențiile, foarte curând, foarte curând, nu doar că veți vedea oportunitățile, cum vin și ele înspre dumneavoastră, unii dintre voi veți călători să le întâmpinați mai repede, da? Ca să manifestați acest cavaler al spadelor cu viteză maximă. Și către ce mergeți? Către o relație stabilă, către bucurie, dacă nu-i relație, către un moment în care vă simțiți bine, măcar cu prietenii, dacă nu chiar, am zis, aveți un potențial de creștere fantastică cu cineva. Și da, lăsați în urmă, ia uite ce frumos apar. Lăsați în urmă, decideți, luați acel as de spade, decideți să lăsați în urmă, ce? O persoană care a fost manipulatoare. Da? Călătoriți iar, călătoriți către locuri mai bune, către un alt eu. Da? Persoana aceasta a fost ca o greutate pe umerii voștri. Era foarte suficientă, doar ei pentru ei înșiși. Și trebuie să decide să-i lăsați în spate, asta e clar. Doamne ajută să nu se întrerupă înregistrarea. O să aleg o carte aici, să vedem ce sfaturi primiți. Leu, soarele meu Venus ascendent în Leu pentru aprilie 2019. Un sfat. Uneori îmi aleg singură cărțile, alteori aștept ca ele să sară, să pice, să se ofere singure. Să... Așa, uite, s-a oferit. S-a oferit. Cărți. Și ce mai avem? Se pare că totuși și voi și scorpionii călătoriți. Ați avut noțiunea de călătorie? Aveți un scorpion aici, cel puțin unde și de 2 ori v-a apărut, dar să nu uităm. Ideea de călătorie. Trebuie să călătoriți. Lucrați cu cristalele și lăsați în spate ceva ce nu mai merge. Vindecați-vă, cumpărați-vă, luați-vă. Eu am ametistul ăsta de care sunt foarte atașată. Lucrați cu cristalele, vindecați-vă prin cristale. Poate mergeți la un spa, că sunteți lei meritați și călătoriți cu gândul la început, cu intențiile și apoi chiar practic. Vă luați bilet. Da? Aceasta seamănă foarte mult, cum am zis, da? Google Map, Google Maps. Caută pe hartă unde trebuie să meargă, unde îl cheamă inima. Și poate o carte vă inspiră, poate o carte v-a inspirat această călătorie într-un fel sau altul. Ok. Haideți să vedem care este povestea. Cum am zis, am vorbit mai mult despre voi, mai puțin despre un potențial partener, deși apare, evident, apare. Pentru că tot sunt cărțile voastre, îl amestecăm un pic și vedem ce ar trebui să mai aflați despre relația pe care o lăsați în urmă sau relația pe care începeți să o manifestați. Eu, sincer, aș prefera să văd ce îmi pregătește, măcar așa un pic, ce îmi pregătește viitorul, dar, sigur, Dumnezeu ne face surprize. Chiar dacă nu ne apar niște cărți, nu uitați că puteți manifesta ce vreți, mai devreme sau mai târziu. Dar e important să fiți atenți ce vă doriți. Nu vă fixați pentru o persoană anume, ci fixați-vă către un ideal. Cineva vrea să spună ceva, da. Un cavaler de cupe. Vine dragostea în calea voastră, este clar. Și pentru că a apărut, haideți să și pregătim cărțile. Mai amestec și acest set, da? Setul acesta. Leu, soare, luna, Venus, ascendent în Leu, aprilie 2019, dragoste, parteneriat. Relația despre care
trebuie să afle un mesaj anume în această perioadă. Mulțumesc. Și acum, a spus. Leu, soarele Venus ascendent al meu, un parteneriat cu cineva drag, cineva apropiat, dragoste, pentru cei născuți în zodia leului, cum funcționează cei născuți în zodia leului sau cu soarele meu Venus ascendent în leu. Prea multe cărți, prea multe cărți. Dați-mi o carte. Regele de bâte. Că sunteți voi chiar altă persoană care manifestă această pasiune, acest foc, rămâne de văzut. Ce a sărit asta. E bine. Rămâne de văzut. Eu, partener, eu, aprilie 2019. Prea multe, prea multe. Ok. Așa, și să mai aleg o carte. Uf, energia, ce frumos, ce frumos, asul de cupe. Dragostea vine către voi, e clar. Ia uite, și regina de cupe și regele de cupe. Ce frumos, ce frumos, ce mă bucur pentru voi. Ce mă bucur pentru voi. Sper că nu e nevoie de clarificatori. Energia acum dintre voi. În acest cărți, set de cărți. Uf. Apar trei cărți, poate pentru cineva o să totuși caut o carte, pentru cineva, un împărat. Unii dintre voi vreți să manifestați o dragoste și o întâlnire specială care vă umple sufletul cu un om. În acest caz, simt că împăratul nu este distant, nu este arogant, simt că împăratul deține un imperiu și este gata să vi-l arate și... Unii dintre voi chiar să fiți protejați de acest împărat. Haide totuși să căutăm o carte. Acesta a fost un mesaj pentru unii dintre voi, evident, nu pentru toată lumea. Oricum, etalările sunt colective. Să nu uitați că puteți să schimbați pozițiile, da? Încă o carte pentru cei născuți în leu, pentru partenerilor. Cu carte, te rog frumos, cu carte. Unor vin mai grele, probabil că e la distanță. Cu carte, pentru... Uf, prea multe, prea multe. E un stres, e o stare de stres. Cineva e nerăbdător, nerăbdătoare. O să caut un clarificator. Da. După cum vedeți, voi aveți 8 de monede, 7 de băte și 9 de monede. Ei au 5 de... care cred că a apărut mai devreme, nu? Sau a apărut la scorpion. 5 de spade. 5, iar 5. Un număr foarte contradictoriu și nesigur. 5 de monede și regele de cupe. Voi aveți aici regina de cupe.
cu care vreți să lucrați, vreți să schimbați, da? Ia uite ce frumos, moartea, să vă transformați, să reînviați și să vă schimbați viața, să lucrați într-un proiect cu cineva care va aduce o bucurie, cineva, da? Șase de bâte, un om care primește atenție, un om victorios, cu multe reușite, posibil. Altcineva, dacă nu voi. Ce simțiți? Simțiți nevoia să lucrați și să vă concentrați unii dintre voi spre a acumula acest nouă de monede, o stabilitate financiară care vă permite să călătoriți, să investiți, să faceți ce vreți. Unii dintre voi, 8 august, aveți ceva de pregătit pentru august și aici confirm situația pentru că și am ascendentul Leu și am ceva, un eveniment la care trebuie să lucrez foarte mult, august. Da? Poate aveți de făcut obiecte deosebite, obiecte de artă sau pur și simplu să faceți bani pentru acel eveniment, pentru acel moment, dacă nu e eveniment, pentru acea reușită care, da, posibil, da, șasele, da, de bâte să vă aduc o reușită într-un viitor, asta, în vara aceasta. Vă conectați emoțional la acest proiect, la această dorință. Aveți focul ăsta interior de a lucra. Și nu doar pentru că vorbim de suflet, ați vrea să lucrați, să investiți într-o nouă relație, pentru că am avut moartea și pentru că am avut transformare. Ați vrea să lucrați, să faceți bani, să călătoriți eventual. Iar cavalerul de spade a apărut. Să călătoriți și să luptați. Și dacă veți manifesta un succes, să luptați pentru a-l păstra, pentru că după șase de bâte apare șaptele de bâte. Dar după victorie avem nevoie să luptăm pentru a menține această poziție. Cum veți acționa? Unii dintre voi, cei care vă despărțiți în această perioadă sau v-ați despărțit de curând, vă bucurați de această independență financiară în cazul în care reușiți să faceți mai mulți bani. Așa și nu doar. Acționați într-un mod foarte înțelept. 9 este un număr spiritual, persoana aceasta comunică cu un vultur. Acționați înțelept, așa simt această carte acum, că sunteți singuri, că vreți să vă descoperiți independența sau să vă cuceriți independența, da? Această persoană luptă, da? Să-și mențină niște bani, independența, da? Rămâne de discutat. Oricum, se pare că în aceste cărți v-a apărut persoana de care vă despărțiți. Altfel, de ce ați fi avut, ar fi avut ei 5 de spade, da? Au fost niște discuții, la un moment dat, niște lupte între ego-ul vostru și al lor. Și acum ei ar dori să nu mai există aceste discuții, pentru că simt că vă pierd. Ceea ce gândesc că au rămas de izbeliște fără voi, că au rămas în iarnă. Bine, e primăvară acum, dar poate se simt chiar bolnavi fără voi. Dar cred că unii dintre ei ar dori să își exprime emoțiile acum. S-ar putea să fie totuși prea târziu. S-ar putea să fie totuși prea târziu. Nu pentru toată lumea. Nu pentru toată lumea. Pentru alții, pentru alt grup, acest partener-parteneră nu își dorește să se lupte cu voi, să-și impună dorința, da? Nu își dorește ca cealaltă persoană. Și se gândește că fără voi viața e pustie.
Viața e rece fără voi și și-ar dori să acționeze ca un rege de cupe, să manifeste o dragoste sinceră și frumoasă și profundă care să umple oceanul de emoții. Pentru unii dintre voi am spus că aceste cărți se pot citi în multe feluri. În multe feluri. Acum, energia comună. Voi aveți asul de cupe, ei au 7 de spade. Voi, pentru că lucrați, pentru că renașteți, cum ați văzut mai devreme, începe să manifestați acest as de cupe. Unii dintre voi, în primul și în primul rând, asul de cupe, înainte de a reprezenta o nouă dragoste, o nouă ofertă în dragoste, sau poate să fie și de bani, evident, înseamnă dragoste pentru voi înși vă. Începe să vă apreciați și să investiți în voi atât de mult încât să dați în plus, să dați și altora. Pentru unii dintre voi, repet, pentru cei care așteaptă să se întâlnească cu cineva, această nouă dragoste e deja în drum spre voi. E în drum. Poate să fie un semn de apă, pești, rac, scorpion sau o persoană foarte emoțională. Pentru ei, ce au? 7 de spade. Pentru primul grup. Pentru primul grup. Am spus că nu mai vor să se lupte, să se certe cu voi, că se simt părăsiți și ar vrea să-și ofere emoțiile, să-și exprime emoțiile, dar cred că vor face într-un fel atât de stângace încât îi veți considera oarecum prefăcuți și mincinoși. Asta pentru un caz. Pentru al doilea caz, pentru al doilea caz, în cazul în care această persoană e sinceră și se simte goală fără voi, se simte, viața lor e goală fără voi, se simt neîmpliniți și sunt genul de oameni care nu ar dori să se certe, ar dori să comunice deschis. Pentru acest grup, șaptele de spade reprezintă energia unor sau unei persoane care se minte pe ea însăși, poate nu au încredere că vor avea parte de voi, de dragostea voastră, că doar au 5 de monede, da? Poate nu au încredere unii dintre voi. Alții, posibil să aibă, să-și creeze o strategie, cum să vă câștige atenția. Cum să vă câștige atenția. Aș vrea să pun aici un clarificator. Te rog frumos, clarificăm. Încă unul, te rog frumos. Clarificăm surrender. Deci lor ne-a apărut ca și clarificator surrender, dar invers. Nu reușesc, da, ei cred că se mint pe ei înșiși, nu reușesc să se lase oarecum în voia soartei. Trebuie să lucreze un pic cu acest aspect de eliberare, de așteptări, de strategii. Ar crea o strategie să se apropie de dumneavoastră, dar știți cum? Noi vrem, dar Dumnezeu știe când. Dumnezeu hotărăște timpul. Unii dintre ei, pentru al doilea grup, pentru al doilea grup, sau pentru alt grup, nu contează câte grupuri sunt, au făcut foarte multe sacrificii într-o direcție care nu i-a avantajat și acum trebuie să schimbe un pic perspectiva, să nu mai aștepte. Să nu mai aștepte. Acestea ar fi cărțile pentru aprilie. Să nu uităm că aveți o regină de cupe. Unii dintre voi puteți să manifestați un cuplu de forță cu cineva, un cuplu emoțional. Că sunteți voi
Da, în momentul în care ei își deschid sufletul sau în momentul în care vă întâlniți și lucrați împreună și schimbați energia, da? Ei ce au? Temperanța, cavalerul de spade, ar dori să veniți mai repede sau măcar ei să călătorească. Ia uite, 6 de spade. Ambele reprezintă mișcarea, călătoria. Dar trebuie să aibă răbdare. Cred că unii dintre ei conștientizează acest lucru. Această întâlnire probabil se va materializa o leacă mai greuț. Dar până atunci, lucrați, luptați și vă regăsiți stabilitatea financiară, pentru că dragostea este aproape. Numai bine, aceasta a fost etalarea pentru aprilie. Vă iubesc, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine, la revedere!